În această dimineață, un incendiu a izbucnit la Institutul Matei Balș. Cinci persoane au decedat, trei dintre ele fiind găsite carbonizate, iar 102 pacienți au fost evacuați. Toți sunt în stare medie spre severă cu COVID, iar cei mai mulți dintre ei erau conectați la oxigen. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unei aeroterme, întrucât pacienții nu beneficiau de o altă sursă de încălzire. Nu mai miră pe nimeni că pacienții se încălzeau cu aeroterme. În decembrie 2020, în plină iarnă, Institutul Matei Balș a fost deconectat de la rețeaua de furnizare agentului termic, personalul medical fiind afectat de asemenea, nemai putându-se spăla după ieșirea din zona roșie, iar Nicușor Dan, primarul capitalei, nu este de găsit. Este dezamăgitor cum bolnavii din România stau în frig în instituțiile care ar trebui în mod normal să le asigure toate facilitățile, astfel încât starea lor de sănătate să se îmbunătățească. Se pare că în țara noastră lucrurile stau complet invers. Incompetența autorităților guvernamentale reușesc să ucidă oameni nevinovați. Cinci persoane au decedat în urma acestui incendiu, dintre care trei au fost complet carbonizate. Trupurile nensuflețite au fost găsite în băi și pe hol. Cu puțin timp în urmă, Vlad Voiculescu, actualul ministru al sănătății, îi critica dur pe cei din opoziție, pe cei care se aflau în funcții cheie la momentul respectiv pentru faptul că nu depun eforturi pentru a îmbunătăți sistemul de sănătate, cerându-le demisia. Acum se pare că Vlad Voiculescu a reușit să aducă sistemul de sănătate în colaps. Pacienții se încălzesc cu aeroterme când este bine cunoscut faptul că este riscant să se aducă surse de încălzire electrice lângă pacienții care au pe lângă ei surse de oxigen. Întreaga Românie este revoltată întrucât autoritățile guvernamentale se joacă cu sănătatea cetățenilor, neînvățând nimic după tragedia de la colectiv.